Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Carburanții ating de mâine un nou record de preț, benzina trece de 19 lei și motorina se scumpește. Bărbatul care s-a împușcat în sediul unei companii de creditare a fost condus pe ultimul drum. Rudele spun că el nu avea probleme de ordin financiar. O schemă ilegală prin care erau eliberate permise de conducere în schimbul a 1500 de euro a fost descoperită de procurori. 5 persoane au fost reținute. De astăzi, capitala se umple de iarmaroace. Primăria a anunțat că târgurile de sezon se deschid pe mai multe străzi. Carburanții se scumpesc de mâine și ating un nou record de preț pentru ultimii 2 ani. Cât va costa benzina și motorina, ne spune colega noastră Daniela Focșa. Daniela, bună seara! Bună seara, Sorina, bună seara doamnelor și domnilor. Într-adevăr, începând cu ziua de mâine, cei care doresc să se plimbe cu automobilele vor trebui să scoată mai mult de buzunar, astfel că benzina se scumpește cu 30 de bani și va costa 19 lei și 15 bani. La fel și motorina adaugă în preț cu 33 de bani și va costa 17 lei și 9 bani. Ultima dată, Andrei a ridicat prețurile acum 2 săptămâni, însă cu o lună în urmă prețurile au scăzut. Acestea au fost informațiile. La revedere! Daniela, mulțumesc! Rudele bărbatului care s-ar fi împușcat în sediul unei instituții de creditare din capitală nu cred în ipoteza că acesta s-ar fi sinucis. Oamenii spun că el nu avea probleme financiare, voia să devină primar și să deschidă o fabrică, iar în acea zi s-a dus să întoarcă datoria. Astăzi el a fost condus pe ultimul drum. Pentru ce avea nevoie de bani? El a cumpărat o cvartieră mare în Chișinău. Trebuie ultima dată să dai încă 12.000 de euro. Asta. El s-a dus să-i dea și cu asta s-a mântuit. Mătușa bărbatului care s-ar fi împușcat în cap în oficiul de creditare acum 4 zile spune că nepotul său a mers acolo în acea zi ca să returneze datoria de 12.000 de dolari. Tot ea afirmă că acesta nu avea probleme financiare. Și el nu stime de datorie, așa că el tot vremea pe la Germania, pentru o parte, în altă. Și el avea cu ce să descurcă. Eu am înțeles că el e bătut și e împușcat de altul. Avea. Tare bravo a fost, tare bravo, nu că eu sunt rudă și... Astăzi victima a fost condusă pe ultimul drum de prieteni și de familie în satul Scorțeni din Telenești, acolo unde locuia cu familia. Sătenii spun că bărbatul era un gospodar, își dorea să devină primarul localității și să deschidă acolo o fabrică de uscat tutun. Vrea să deschidă, să facă stadion sportiv, să fie în sat, ceva, o fabrică de ceva de producere, nu știu. A tutunului, da, pentru mine a fost un om bun. A fost foarte bun prieten, vecini și colegi clasă suntem. Și suntem ca un om bun, primitor, bun la suflet, gospodar foarte bun. Se spune că nu și-a făcut-o singur. Dar noi nu cunoaștem detalii mai multe. Dumnezeu să-l ierte vecinul nostru și are 2 băieți. Bravo, unul terminat liceu, cel mare a terminat în România și că lucrează în România și că s-a căsătorit și trebuie la amuntoam să facă nuntă. Oamenii mai spun că în ziua în care bărbatul a mers la compania de creditare, camerele de supraveghere nu ar fi funcționat. Polițiștii susțin însă că în clădire există doar o cameră de supraveghere la intrare, iar în imagini se vede cum victima intră în edificiu. Trebuie și băbătut în aici. Și am înțeles că... Poți facă lucrurile astea, dar el nu știu să fie. De la bancă nu știu să o luați ceva. O sfadă acolo, dar eu știu, nu știu. Sucrul bărbatului ne-a povestit că acesta era ambițios și bine dispus. El aproape un an de zile a fost în rustă, el a locul. A fost liniștit tot vremea a fost. Deși în cazul persoanelor care se sinucid nu se oficiază slujbe, rudele bărbatului spun că a obținut un act care le-a permis ca la înmormântare să participe un preot. Mi-am mutat la dânsa și acolo i-a spus că nu îi sunt sinucis, dar este ucis. Da, așa după cum vă spun cu expertiza. Astăzi am mers la compania de creditare. Acolo am găsit un angajat, însă acesta nu a vrut să discute cu noi, nici să ne dea numărul de contact al directorului pentru a afla ce s-a întâmplat mai exact în acea zi. Potrivit poliției, familia a primit un act de deces prin care se arată doar cum acesta s-a stins prin împușcătură, iar expertiza traseologică va arăta din ce unghi s-a tras. Tragedia s-a produs acum 4 zile în oficiul unei companii de creditare. Oamenii legii spun că bărbatul a luat un credit de 12.000 de
modulari pe care nu l-a mai putut întoarce, iar apartamentul pe care l-a pus în gaj a fost sechestrat. În ziua tragediei, omul i s-a cerut să elibereze locuința și astfel a ajuns la firma de creditare. Versiunea poliției este că acesta ar fi scos un pistol și s-a împușcat mortal în cap în fața angajaților. Blindate și rachete au fost expuse astăzi la Durlești. Toate au fost condimentate cu muzică populară de petreceri, iar militarii, după ce au defilat în pas cadențat, s-au prins într-o horă de comin. Tehnica militară a fost etalată de regimentul de rachete antiaeriene, ce au sărbătorit în felul acesta militarii aflați în jurnal. O schemă ilegală prin care erau eliberate permise de conducere a fost descoperită de ofițerii CNA. Oamenii legii au publicat imagini în care se vede cum examinatorii arată cu degetul răspunsul pe care viitorul șofer trebuie să-l dea. Astăzi au fost făcute percheziții la școlile auto și la Agenția pentru Servicii Publice, iar 5 angajați ai acestei au fost reținuți. Ei ar fi eliberat în felul acesta peste 600 de permise, iar pentru fiecare ar fi primit între 500 și 1500 de euro. Suspecții riscă până la 6 ani de închisoare. Și sediile a două companii mari de construcții din capital au fost răscolite astăzi de procurori. Cei din administrație sunt suspectați că au plătit salarii în plic, nu au declarat veniturile și au dat în exploatare blocuri de proastă calitate în ultimii 2 ani. În felul acesta ar fi prejudiciat bugetul statului cu 8 milioane de lei. Ofițerii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate au descins astăzi în acest bloc de pe strada Miorița, unde și are oficiul una dintre cele două firme de construcții ajunse în vizorul lor. Oamenii legii spun că au găsit dovezi care ar indica faptul că firma lucrează după o schemă ilegală. Au fost descoperite respectiv careva înscrisuri de contabilitate dublă. Se va analiza documentele care au fost ridicate, inclusiv și informația electronică, se va prezenta organul fiscal ca să facă o concluzie conform legislației în vigoare. Ieri și azi, ofițerii au percheziționat birourile și casele celor care se află în fruntea companiilor. Aceștia sunt învinuiți că au prejudiciat bugetul de stat cu 8 milioane de lei în ultimii 2 ani. În tot acest timp, firmele ar fi declarat date false cu privire la veniturile încasate. Sunt unele blocuri care au fost date în exploatare, altele care sunt în proces de construcție. Procurorul a menționat că firmele vizate au un capital mare și mai mulți ani de când activează pe piața de construcții. Totodată, cei care au cumpărat apartamente de la aceste companii s-ar fi plâns de calitatea proastă a lucrărilor. Care sunt suspecți de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Astfel, factorul decizia întreprinderilor a inclus date denaturate cu privire la venituri și cheltuieli în declarația cu privire la impozit pe venit și respectiv în dările de same cu privire la salariul care să achita angajaților. Și anume, ca să înțelegeți, să achita salariul în plic. 3 reprezentanții din conducerea celor două firme au fost reținuți și se află acum în izolator. Aceștia au refuzat să dea declarații oamenilor legii. Cei suspectați riscă până la 6 ani de închisoare sau amenzi de până la 27.000 de lei. Activitatea companiilor însă nu a fost sistată deocamdată. Nu am reușit să vorbim cu avocații celor două companii ca să aflăm care este poziția lor. Partidul Democrat le recomandă alegătorilor ca duminică să nu-și dea votul pentru candidatul socialiștilor sau pentru cel al liberalilor. Democrații spun că aceștia nu au dreptul moral să preia cârma capitalei. Munteanu susține că Vlad Plahotniuc ar fi intrat în panică, de aceea a recurs la această mișcare, iar Ion Ceban este sigur că liderul PD va suferi o decepție. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurar, spune că formațiunea nu susține pe nimeni și că electoratul trebuie să sprijine pe oricine altcineva în afară de Ion Ceban și Valeriu Munteanu. Două partide care nu au dreptul moral sau noi toți nu recomandăm să fie votați. Este Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal, care a condus primăria perioada de 10 ani și Partidul Socialiștilor, care împreună cu liberalii au avut deținut majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău. Candidatul socialiștilor spune că apelul democraților nu are valoare întrucât oamenii deja și-au făcut alegerea. Așa că îndemnul de astăzi a PD-ului
guvernului se va transforma într-o dezamăgire. Liberalul Valeriu Munteanu crede că Vlad Plahotniuc este disperat și se teme că el ar intra în turul 2. Constantin Codreanu afirmă că mișcarea vine să facă loc Silviei Radu, iar Andrei Năstase nu ne-a răspuns la telefon ca să comenteze. Ceilalți concurenți electorali nu au venit cu o reacție. În cursa electorală sunt înscriși 11 candidați, după ce Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe de a o exclude pe Regina Postolova. Alegerile în Chișinău vor avea loc duminica aceasta, pe 20 mai. Hârtie igienică pentru Constantin Codreanu și o caracatiță de jucărie. Candidata PNL, Alexandra Cani, a făcut aceste daruri și a citit o poezie a concurentului PUN, publicată în tinerețe și care l-ar compromite. S-a întâmplat în cadrul dezbaterilor Eu vreau să fiu primar de aseară, la care a participat și liberalul Valeriu Munteanu. Codreanu a spus că ceea ce fac colegii săi de platou este un circ. Care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le știm? Eu am crescut de jos. Am fost custureasă. Control de calitate. Contabilitatea toată. 5 ani am învățat la facultate serală la universitate. Am lucrat președinte de sindicat. Am fost aleasă deputată Comitetul Raional de Deputați în perioada cea mai înainte de... Investiții Românești și Ordine Europeană. Și voi face acest lucru bazându-mă pe experiența deja în calitate de parlamentar al României, care a adus fonduri din România și prin România în raioanele din Republica Moldova. Cunosc foarte bine bucătăria primăriei Chișinău, funcționalitatea organelor de stat în Republica Moldova. Am fost deputat timp de 6 ani de zile și nu am mâncat pâinea statului degeaba. Justiția v-a obligat să vă schimbați panourile electorale pentru că ați folosit însemnele tricolorului. O prezentare metaforică a tricolorului, pentru că intenționat de la început eu singur mi-am făcut acest lucru, am schimbat nuanțele cromatice din tricolor. Sunteți deputat în Parlamentul României. De ce ați râvni la fotoliul de primar al capitalei? Eu nu am fost niciodată motivat să fac politică pentru bani, pentru profit personal. Am o misiune în care cred. Nu am văzut, doamna Can, niciun panou cu dumneavoastră. Cum facem vă promovați? De campanie inedită, de la om la om. Credeți în Dumnezeu? Bineînțeles. Recent am descoperit amândoi, deci Codreanu și Dumnezeu, că mătania e un autopreludiu la sex oral. Îmi place să fac planuri mototolind hârtie igienică între genunchi. Motoul meu, I am the best of the best, mea. Este vorba despre un eveniment trist care a avut loc în viața mea. O persoană, pentru că tot vorbeam de căsătorie, a murit de leucemie. Acesta este domnul Codreanu, este video, apropo, pe internet, în care dumnealui aleargă de pe borduri, îi sare în brațe domnului Usată. Nu vă este rușine că sunteți în politica moldovenească. Domnul, asta dumneavoastră vă veniți cu soluții pentru cetățenii din Republica Moldova și din municipiul Chișinău, veniți cu astfel de... Asta dumneavoastră sunteți în campanie electorală. Partidul Liberal va rămâne în Parlament. Veți da curs îndemnului Partidului Democrat de a face o alianță? Nu voi candida în această toamnă în Parlamentul Republicii Moldova, ci mă voi dedica în totalitate alegătorilor din Chișinău. Ce faceți cu adversarii dumneavoastră? Îi ținem pe toți aproape. Vreau să fiu primarul care unește într-adevăr. Dumneavoastră empatia și sufletismul ăsta nu o să vă împiedice să curmați schemele? Absolut deloc, eu nu fac războaie. Eu fac trimitere la lege. Costica a scris în poezia lui că îi place să facă planuri. Mototolind, hârtia igienică între genunchi. I-am adus și o caracatiță pe care ar trebui distrusă. Oriunde ar fi. Distrugerea Costica, e un cadou pentru tine. Te rog. Mulțumesc. Din... Cred că trebuie să-i păsăm domnul Munteanu. Mulțumesc, Costica, era acolo e. Acolo e caracatiță. Acolo e pentru tine, era nu te rușina. Nu aruncați, e foarte important. Vedeți că nu v-am spus. Nu te rușina, domn contracandidat. Nu te rușina, de fapt. Și de ce am întrebat eu asta? Circ, dragi alegători. Voi construi licee și școli europene. Spuneți-mi, vă rog, cum aveți de gând să faceți aceasta? Este o greșeală. În momentul când cineva consideră că a făcut 3 sau 4 copii și trebuie să crească statul. Aveți de gând să faceți politică și geopolitică sau să vă ocupați de oraș? Oricine vine în funcția de primar general și spune că nu va face geopolitică, minte. Ce ați făcut pentru Chișinău în ultimii 28 de ani, 26 de ani, pentru să triumfe românismul? Am fost la marșuri, am fost peste tot, am fost blamați, am fost speriați cu pușcăria.
Tehnică militară aeriană și rachete au fost expuse astăzi la Durlești, iar locatarii și copiii de la grădinițe le-au examinat cu gura căscată. Militarii au defilat în pas cadențat și au simulat trageri, iar după asta au încins o horă. În felul acesta, regimentul de rachete antiaeriene Dimitrie Cantemir a sărbătorit 26 de ani de la fondare. Momentul cel mai interesant al manifestației, care a adunat 10 de curioși în jur, a fost cel în care militarii din regimentul de rachete antiaeriene au simulat trageri din artilerie. Toți s-au declarat mândri că au reușit să impresioneze, dar și pentru faptul că îndeplinesc, spun ei, o misiune de onoare. Sunt mândru că servesc în acest regiment. Se-aș sfătui fiecare bărbat. E o școală foarte interesantă și foarte care prinde de folos. Învață disciplină, organizare. Ghenadie Gulei cunoaște toată tehnica militară din dotare ca pe o poezie învățată pe de rost. El ne-a spus că armamentul de care dispunem este pentru apărare, iar rachetele pot nimici orice aparat de zbor aflat la o distanță mică. Da, în dotarea regimentului de rachetele se află complexul de rachete S-125, care o vedeți pe mașina MTI. Destinația ei este pentru nimicirea aeronavelor ce zboară la înălțimi mici, foarte mici. Toată aviația, începând de la AN-2 până la F-35, toată aviația este folosită pentru nimicirea anumitor puncte fixe, mobile sau unei forțe vii. Iar Ecaterina Braga, una dintre puținele curajoase care s-au încumetat să facă militărie cot la cot cu bărbații în acest regiment, afirmă că aceasta este o școală bună pentru orice femeie. Disciplina este primul lucru pe care l-a învățat aici. Vreau să vă spun, dacă sunt femeie, eu singură nu o să accept să-mi fie cedat ceva. Noi concurăm în plan profesional, concurăm cu militari de gen masculin întotdeauna, concurență pozitivă, bineînțeles. La eveniment au fost prezenți părinții și rudele militarilor, care i-au admirat și i-au scăldat în complimente și felicitări. E foarte binevenită și face datoria de soldat și suntem mândri că avem așa copil. Mult s-a schimbat el, tare mult s-a schimbat și noi tare suntem fericiți, tare. El slujește, cum spun, gordostea noastră. Oaspeții de onoare au fost totuși copiii de la grădinița numărul 2 din Durlești. Aceștia au fost primii care au ocupat locurile blindate și au examinat fiecare buton din interior. Ce ai văzut tu astăzi aici? Soldați, mașini de atac și unde se antrenează. Mi-a plăcut când soldații au cântat și când au făcut împrejurimile. La final, toți s-au așezat la un ospăț ostășesc, iar picii au avut parte și de înghețată. A răsunat muzică populară, lăutarii au făcut atmosfera de petrecere, iar militarii s-au prins în horă. Regimentul Dimitrie Cantemir a fost fondat în mai 1992 și are misiunea de a supraveghea și apăra spațiul aerian al Republicii Moldova. Trupa Doredos a revenit din Portugalia, unde a luat locul 10 la Eurovision. Artiștii au fost întâlniți la aeroport de către fani cu flori și baloane. Ce cred membrii trupei despre locul pe care l-au ocupat, aflați imediat la știri. Bilanțul persoanelor decedate în urma confruntărilor violente de ieri din fâșia Gaza a ajuns la 59. Printre cei care și-au pierdut viața se numără și un bebeluș de 8 luni. Chiar și așa, mii de palestinieni au protestat și astăzi la granița cu Israelul, în timp ce Consiliul de Securitate al ONU anunța că se va reuni pentru a discuta despre situația tensionată. Spitalele din fâșia Gaza au devenit ieri neîncăpătoare din cauza miilor de răniți în urma ciocnirilor violente ce au avut loc în ziua în care ambasada SUA s-a mutat de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Ministerului Sănătății Palestinian, printre persoanele decedate sunt mai mulți copii, inclusiv și o fetiță de numai 8 luni care ar fi inhalat gaz lacrimogen. În spital au rămas puține rezerve de sânge, spun medicii, și paturi nu sunt suficiente, așa că unii răniți sunt puși pe jos. Mii de oameni urmează să se adune și astăzi la frontiera dintre fâșia Gaza și Israel pentru a protesta. Oficialii palestinieni anunță că nu vor accepta niciun fel de negocieri mediate de Statele Unite. Al-Bu'ra al-Istitaniyya bi-musa'adat America. Hal 'anna Bu'ra Amerikiyya am Bu'ra Istitaniyya Amerikiyya?
Asta în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a justificat folosirea forței prin dreptul Israelului de a-și apăra frontierele în fața acțiunilor teroriste ale mișcării islamiste Hamas, care guvernează Gaza și împotriva căruia Israelul a condus 3 războaie din 2008. Transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vine după promisiunea făcută la 6 decembrie anul trecut de președintele american Donald Trump, când acesta a anunțat și recunoașterea Ierusalimului drept capitală a statului Israel. Acest lucru i-a înfuriat pe palestinieni care susțin că partea de est a Ierusalimului ocupată de Israel în 1967 trebuie să fie capitala viitorului lor stat. Uniunea Europeană a formulat obiecții puternice în privința mutării ambasadei americane la Ierusalim, iar cei mai mulți ambasadori ai statelor din Uniune în Israel au boicotat ceremonia de ieri. Începând din această săptămână, Chișinăul se transformă într-o mare piață. Autoritățile locale au anunțat că iarmaroacele de sezon pot fi deschise de astăzi și până pe 30 noiembrie. Acestea se vor afla pe mai multe străzi din diferite sectoare, iar lista locațiilor o găsiți pe site-ul brotv.md. La târguri pot fi vândute fructe, legume, miere sau alte produse agricole. Fermierii care vor să-și expună marfa trebuie mai întâi să obțină autorizație de la pretura de sector. Pentru că au mai rămas doar 2 zile până la ispas, pregătirile pentru sărbătoare deja au început. Este agitație, în special la patiserii, unde brutarii muncesc de zor pentru a coace cozonaci. Cu stafii de nuci sau ciocolată, toți sunt la mare căutare. Este mare forfotă la această brutărie din Căușeni. În ajun de ispas, cererea crește, spun proprietarii, așa că este și mult de lucru. Unul dintre preferații cumpărătorilor este cozonacul cu ciocolată. Cântărim bucata de aluat 190 grame. Pentru un cozonac e necesar 2 bucăți. Femeile care muncesc aici ne-au dezvăluit câteva secrete pentru a pregăti un cozonac pe măsură. De exemplu, bucățile de aluat sunt trecute prin făină pentru ca apoi să nu se selipească. Totuși, pentru un rezultat bun, mai avem nevoie de ceva. Suflet curat, cu dispoziție, în primul rând, și cu pace. Firește, munca este practic zadarnică fără ingredientul principal. Întindem aluatul și îl ungem cu ciocolată, apoi îl rotim, după asta îl împletim. Împletim cozonacul. Un cozonac e format din 2 bucăți. Brutarii pregătesc și cozonaci cu stafii de ornuci, care sunt și de diferite mărimi. Aici avem păscuța de 100 de grame. Ei, este frumos. Este micuță care crește în dospitor. Pe urmă o să dăm la cuptor și o să o coacem. La 170 de grade se coace 30 de minute. Iar după ce ies din cuptor, aceștia sunt decorați. În această tradiție avem glasură din ciocolată. Cu ea se decorează pasca. Pentru ca totul să fie proaspăt de dimineață, proprietarii dau asigurări că brutarii muncesc noaptea. El a pornit azi noapte la vreo 7-8 seara și până dimineață a ieșit cozonacul. Și dimineață l-a prisurat, l-a uns și s-a răcit și l-am împachetat. Atâta când se păstrează mai bine, e mai măcut. Joi, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului. Tradiția spune că în această zi oamenii se duc la biserică pentru a sfinți crenguțe de nuc, care sunt puse apoi la icoane și ținute acolo pe tot parcursul anului pentru a proteja casele. Totodată, ispasul este ultima sărbătoare când credincioșii mănâncă pască și ouă roșii. Bugetarii vor achita doar jumătate din creditul contractat pentru procurarea unei locuințe. Asta prevede programul Prima Casă 2, anunțat astăzi de la sediul Partidului Democrat. Formațiunea de guvernământ spune că statul își va asuma 50% din cheltuieli pentru a motiva astfel tinerii să lucreze în instituțiile bugetare. Ideea este deocamdată doar o schiță, iar proiectul nu a fost încă finalizat. Programul Prima Casă 2 este dedicat doar funcționarilor publici care au cel puțin un an lucrat în instituțiile statului. Acesta spune că persoanele care au până la 45 de ani pot contracta un credit pentru procurarea unei locuințe care să nu coste mai mult de 500.000 de lei, adică circa 25.000 de euro, iar statul își asumă să compenseze 50% din valoarea apartamentului. Statul își asumă responsabilitatea de a achita jumătate din creditul, iar persoana beneficiară va achita cealaltă jumătate plus
dobânzile care sunt. Deci astea sunt niște chestiuni tehnice care ulterior vor fi expuse și în contractele respective. Contactat de ProTV, Serviciul de Presă al Ministerului Finanțelor ne-a spus că abia se lucrează la acest proiect și încă nu sunt specificate toate detaliile. Mâine acesta ar urma să fie făcut public. Se știe deocamdată că circa 5.000 de bugetari ar putea încheia astfel de contracte în acest an, întrucât statul și-a propus să aloce 20 de milioane de lei pentru ideea lansată de la sediul PD. De ce funcționarii publici trebuie să fie privilegiați, având în vedere că noi toți achităm impozite? Este un concept de stat care există în toată lumea. Atunci când se dorește de a crea niște condiții mai favorabile ca să vin să fie atrași tinerii care sunt buni specialiști, care ar fi vrut să lucreze la stat, fiindcă nu este secret, în toată lumea angajații la privat sunt mai bine plătiți. Anterior, experții spuneau că susținerea financiară a bugetarilor îi va face pe angajați dependenți de angajatori. Acest proiect este destul de transparent și atunci toate și calculele și toate transferurile vor fi făcute în așa formă. Ministerul Finanțelor va asigura și contractele care vor fi semnate inclusiv cu băncile, ca să nu fie băncile cele care, fiindcă poate apărea asemenea întrebare, nu va fi banca cea care va fi beneficiar de un asemenea contract. Nu, este în interesul persoanei, funcționarului care dorește să activeze și este sub control, strict va fi monitorizat de instituțiile de stat. Programul Prima Casă a fost lansat la sfârșitul anului trecut, dar a devenit funcțional în martie 2018. Analiștii comentau anterior că ideea ar fi o schemă sofisticată de spălare de bani. Aceștia spuneau că programul îi avantajează pe proprietarii companiilor de construcții, care își garantează astfel mai mulți clienți. Ministerul Finanțelor a refuzat atunci să comenteze aceste presupuneri. Până acum, 49 de persoane au și încheiat contracte. Partidul Casa Noastră Moldova și Partidul Unității Naționale cer excluderea din cursa electorală a socialistului Ion Ceban. Aceștia îl acuză că nu ar fi declarat toate cheltuielile în campanie electorală. Între timp, Consiliul Electoral de Circumscripție a respins mai multe contestații, printre care una împotriva Silviei Radu și alta împotriva lui Constantin Codreanu. Liderul BUN susține că PSRM a cheltuit pentru panourile electorale mai mult decât a raportat la CEC. Solicităm de la Comisia Electorală Centrală stabilirea numărului exact al panourilor electorale, constatarea faptului că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a utilizat în campanie electorală fonduri nedeclarate. Și candidatul partidului Casa Noastră Moldova, Alexandru Roșcol, acuză pe Ion Ceban că nu ar fi declarat toate cheltuielile, dar și de faptul că a profitat de agitație electorală din partea președintelui Igor Dodon și a unor cetățeni străini. Ion Ceban nu a vrut să comenteze afirmațiile lui Șalaru, iar despre Alexandru Roșcu a spus că s-a înscris în cursă pentru a ataca PSRM-ul. O contestație anterioară a lui Roșco, prin care acesta se plângea că Silvia Radu este favorizată de televiziunile afiliate lui Vlad Plahotniuc, a fost respinsă astăzi de Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău. Instituția i-a recomandat să depună sesizarea la CCA. Nu trebuie să fie un anchetător sau un spion ca să afle, deci că nu este reflectat niciun lucru financiar ce ține de sprijin postul TV de Holdingul Plahotniuc. Consiliul de circumscripție a respins și două contestații împotriva lui Andrei Năstase și a lui Constantin Codreanu, depuse de Ilan Șor. Primarul de Orhei le-a reproșat că au folosit personalități străine pentru a se promova. Președintele partidului politic Șor nu întrunește nici calitatea de legător, nici de concurent electoral. O contestație împotriva lui Codreanu, potrivit căreia candidatul BUN a cheltuit bani pentru promovare înainte să-și deschidă fond electoral, a fost trimisă la CEC. O eroare a persoanei juridice care a printat asemenea materiale. Săptămâna trecută, în urma unei contestații depuse de BUN, candidata partidului Șor, Regina Apostolova, a fost scoasă din cursa electorală de către instanța de judecată. Curtea de apel a menținut hotărârea contestată de Apostolova, însă decizia finală urmează să fie luată de Curtea Supremă de Justiție. Cu emoții și amintiri frumoase, membrii trupei Doredo s-au revenit acasă. Ei au fost întâmpinați la aeroport cu flori și baloane de către rude, dar și fani. Artiștii au povestit că participarea la Eurovision a însemnat o luptă grea, iar locul 10 pe care s-au clasat îl consideră un rezultat bun. În timp
ce pe ecranele imense din sala de așteptări a fost prezentată evoluția trupei Doredos la Eurovision, susținătorii se pregăteau să îi întâmpine pe artiști cu flori și baloane în mâini. Держали кулачки за них. Мы просто болельщики. Felicităm cu locul care au ocupat. Și venim și noi cu fanii. Și mai emoționate a fost rudele interpreților. Indiferent de rezultatul obținut, sunt mândri pentru artiști, au recunoscut oamenii. Emoția am avut la semifinala a doua, când a fost. Dar la final, așa, principalul a fost să treacă în final. Băieți, nu vă opriți cu Eurovisionul să mai participați, nu știu să luați primul loc. Brata prișolă, stricați. Такое ощущение было, что как будто я на сцене, и эмоции были просто... Не забываем. Am retrăit foarte mult, am așteptat un rezultat mai sus. Am ținut doar să-i văd și nu i-am văzut foarte mult timp. Deși se pare că nu s-au așteptat să fie întâmpinați de atâta lume, văzându-și susținătorii, artiștii au început să cânte chiar în sala de așteptări. Сделали все, что смогли. Мы отдали всю себя, всю свою душу, весь свой талант, все свои силы. Десятое место, я думаю, это не так уж. Если Евровизиону есть тотал диферит, де чечня мы кипит, ее пына не мерим колу. Деварячи aflându-te acolo pe scenă și aflându-te în poul ăsta de viață care l ai acolo două săptămâni, într-adevăr este ceva nedescris. Recunosc că Eurovisionul, cea mai așteptată competiție muzicală internațională, reprezintă o adevărată încercare pentru interpreți, concurența fiind extrem de mare. Le-a fost dificil să învețe mișcările scenice, iar până le-au memorat pe toate, s-au ales cu multe cucuie. Было нереально, ну как это сделать, поэтому репетиций было очень много, и они были очень тяжелые, с утра и до самого вечера. Cei de la Doredo s-au aflat la Lisabona timp de două săptămâni, au participat la competiție cu piesa My Lucky Day, clasându-se pe locul 10. Anul viitor, Eurovisionul va avea loc în Israel, după ce reprezentanta acestei țări a câștigat concursul. Primarul de la Tel Aviv însă a anunțat că refuză să organizeze competiția muzicală în orașul său, fiind nemulțumit de declarațiile făcute de interpret după ce luase trofeul. Afirmația a stârnit revolta printre cei care nu-și doresc ca Ierusalimul să fie recunoscut la nivel mondial drept capitala Israelului. În replică, primarul de la Ierusalim a anunțat că este gata să găzduiască Eurovisionul anul viitor și să participe la organizarea evenimentului. Un pod care leagă Rusia continentală de peninsula Crimeea, anexată acum 4 ani, a fost inaugurat astăzi cu mare fast. Conducând un camion, Putin l-a trecut primul. Поехали. Поехали. Путь. Podul are o șosea cu 4 benzi, iar în curând acolo va fi și o cale ferată. Revenim cu detalii în câteva minute. Statutul Moldovei de observator în Uniunea Euroasiatică a fost declarat nul de președintele Parlamentului. Adrian Candu spune că decizia luată la inițiativa lui Vladimir Putin nu are nicio valoare, de vreme ce trebuie aprobată de Parlamentul și guvernul de la Chișinău. Experții consideră că pasul făcut de șeful statului creează confuzii pentru partenerii occidentali. Adrian Candu susține că nicio decizie ca cea anunțată ieri de șeful statului pe Facebook nu poate fi luată fără acordul autorităților centrale. Igor Dodon și PSRM sunt cei care au primit statut de observator și categoric nu statul Republica Moldova, afirmă șeful legislativului. Iar purtătorul de cuvânt al formațiunii din care acesta face parte reitera în această dimineață că Moldova este angajată în parcursul european. Este voința cetățenilor Republicii Moldova, asumată prin anumite acorduri internaționale și prin acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care nu poate fi anulat doar prin dorința unei singure persoane. Iar Igor Dodon a scris pe Facebook despre propunerea lui Vladimir Putin ca Moldova să obțină statutul de observator pe lângă Uniunea Euroasiatică. Ideea a fost susținută unanim de liderii țărilor membre. Președintele consideră că acest lucru va deschide noi uși de colaborare cu statele din estul Europei. Pentru agenția rusească TASS, Igor Dodon a comentat afirmațiile făcute de Adrian Candu, spunând că noul statut obținut de țara noastră nu contravine legislației naționale și nici acordurilor internaționale. Expertul Igor Munte Anu susține însă că decizia anunțată ieri de președinte ar putea fi considerată un prim pas în intenția de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Vamale. Igor Dodon încearcă să echilibreze
influența în creștere a Uniunii Europene prin această legătură și ancorare la planurile Uniunii Euroasiatice. Dar s-ar putea ca să existe și un anumit acord din partea Partidului Democrat, care, odată ce este respins și nu primește finanțarea dorită din partea Uniunii Europene, ar putea să dorească să sugereze că are și alte opțiuni în față. Uniunea Economică Euroasiatică funcționează din 2015 și este formată din 5 state: Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan. Datele barometrului opiniei publice prezentate ieri specifică faptul că în cazul unui referendum în favoarea aderării la Uniunea Vamală ar vota 42% din cetățeni. Restul s-ar pronunța împotrivă. Catalonia are un nou premier. Quim Torra, un politician care militează pentru independență, a fost ales de Parlamentul de la Barcelona în funcția de prim-ministru. Propus de fostul lider catalan, Torra a fost ales cu 66 de voturi pentru, 65 împotrivă și 4 abțineri. În octombrie anul trecut, Parlamentul Catalonia a aprobat proclamarea independenței regiunii față de Spania și constituirea unei republici în baza referendumului organizat în aceeași lună. Ulterior, Senatul de la Madrid a demis toți liderii regionali, considerând că declararea independenței este ilegală. Centrul comercial de la Kemerovo, unde în luna martie au murit 60 de persoane din cauza unui incendiu devastator, a început să fie demolat. Anchetatorii au finalizat cercetările la fața locului, așa că muncitorii s-au apucat astăzi de lucru. Potrivit autorităților locale, clădirea este avariată, așa că nu mai poate fi folosită. În locul molului ar urma să fie construit un memorial al victimelor tragediei. Printre persoanele decedate în urma incendiului se numără 41 de copii. În cadrul anchetei pornite pe acest caz, 8 oameni care răspundeau de securitate au fost arestați și sunt cercetați penal. Rusia continentală are de astăzi legătură directă cu peninsula Crimeea, anexată acum 4 ani. Un pod care trece peste mare a fost inaugurat cu mult fast în prezența lui Vladimir Putin. Pe pod se află o șosea cu 4 benzi, iar în curând va fi și o cale ferată. Înconjurat de camere și drone, președintele rus a condus un Kamaz, fiind primul care a ajuns pe acolo în Crimeea. Поехали. Поехали. Путь. Cu o lungime de 19 km, podul Crimeei, așa cum l-au denumit rușii, traversează strâmtoarea Kerch, un braț de mare între Marea Azov și Marea Neagră și leagă peninsula Kerch în Crimeea de peninsula Taman în sudul Rusiei. Alături de doi muncitori care au lucrat la construcția podului, Putin l-a traversat în 16 minute, scrie presa rusă. În tot acest timp, muncitorii i-au dat raportul președintelui rus. Mașinile și autobuzele urmează să aibă acces pe pod de mâine, a anunțat Kremlinul. Acestea vor fi autorizate să circule cu până la 120 de km pe oră dacă circulația nu este încetinită din cauza condițiilor meteo. Trenurile vor fi nevoite să aștepte sfârșitul lui 2019 pentru a traversa strâmtoarea Kerch. La capătul podului, președintele și muncitorii au fost întâmpinați de restul echipei de lucru. Sub ropote de aplauze, Putin a urcat pe scenă și a ținut un discurs numind podul construcția secolului. Поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект... Firma care a construit podul planifica să-l dea în exploatare în decembrie 2018, iar costul lucrărilor este de 2,9 miliarde de euro. Însă, în cadrul unei vizite care a avut loc cu câteva zile înainte să fie reales președinte, Putin a cerut ca podul să fie gata în mai. Lansat în februarie 2016, acest șantier titanic a fost încredințat de statul rus societății miliardarului Arkady Rotenberg, partenerul de judo al președintelui Vladimir Putin. Rusia a anexat Crimeea, unde se află o mare bază navală rusească la Marea Neagră în urmă cu 4 ani, ca răspuns la înlăturarea președintelui ucrainean prorus în timpul protestelor de pe Maidan. Anexarea și o rebeliune separatistă prorusă ulterioară în estul Ucrainei au declanșat cele mai proaste relații dintre cele două state din istorie.
O polițistă din São Paulo a reușit să împiedice o tragedie. Deși aflată în timpul ei liber, aceasta a sărit în ajutorul unor elevi și părinți care erau amenințați cu arma de un individ. O adevărată profesionistă, femeia a tras din pistolul din dotare. Atacatorul a murit peste câteva ore la spital, iar polițista a devenit erou în Brazilia. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul terifiant a fost surprins de camerele de supraveghere din apropierea școlii. Din imagini se vede cum mai mulți copii și părinții lor stau pe marginea drumului când în fața lor apare atacatorul și îndreaptă arma spre oameni. Toată lumea începe să se agite când agresorul vine mai aproape de grupul de persoane. În momentul în care îl vede pe atacator, polițista care venise să-și ia copilul de la școală scoate pistolul său și trage în bărbat de mai multe ori până când acesta se prăbușește pe asfalt. Femeia se ascunde după o mașină și ține arma țintită asupra atacatorului, care scapă pistolul din mână. Ea se apropie încet și dă la o parte arma cu piciorul. La un moment dat își aruncă geanta pentru a-i fi mai comod să-l imobilizeze pe individ și îl întoarce cu piciorul pe burtă. Bărbatul a fost transportat la spital, dar a murit câteva ore mai târziu, scrie presa din Brazilia. Polițista de 42 de ani a fost lăudată pentru curajul ei și pentru că a reușit să împiedice ceea ce se putea transforma într-un masacru. Încă un moldovean la echipa galeză de rugby Ospreys, Gheorghe Gajon, numit Monstrul din Est, a semnat cu formația britanică pe un sezon. Gheorghe Gajon, care joacă pe poziția de pilier dreapta, i-a impresionat pe galezi la un cantonament desfășurat în luna aprilie. Până acum, rugbistul moldovean a evoluat pentru echipe din Franța, Italia și Rusia. La Ospreys, Gajon îl va înlocui pe conaționalul său, Dumitru Arhip. Acesta va pleca să joace la echipa franceză Montpellier. Campioana României se decide în ultima etapă. FCSB a învins dramatic aseară gruparea CSU Craiova și își păstrează șansele la titlu. FCSB a trecut la limita aseară de CSU Craiova, scor 1-0 și mai speră la titlu în Liga 1. Gazdele au început mai bine meciul și au avut două ocazii importante de a marca. Cel care va executa Mitriță la colțul scurt, scoate Bărgătean, Băluță, aproape de gol. Inteligent bătut acest corner. În partea secundă, FCSB a arătat mai bine și a avut câteva șanse bune de a înscrie. Golul victoriei a venit pe final. Teixeira a adus 3 puncte prețioase pentru oaspeți în minutul 86. Ceva reușește să treacă acolo de Chelici în fața porții. Teixeira, gol! Gol, 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 gol! Jucat pe Arena Națională, tot o partidă considerată în deplasare pentru formația lui Nicolae Dică. Florin Tănase centrează aici pentru Deiz. În prelungiri, FCSB a rămas în 9 oameni după ce Pintili și Moraes au fost eliminați. S-a încheiat 1-0, iar FCSB are cu un punct mai puțin decât CFR înainte de ultima etapă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!